Fără victorie și fără gol marcat în play-off-ul Ligii 1, Farul Constanța a început în atac partida cu FC Argeș din etapa cu numărul 4 a acestei faze. Presiunea pusă de Marinari asupra gazdelor s-a concretizat în gol la jumătatea primei reprize, după ce Radu Slavescu a înscris în poarta goală după o respingere greșită a lui Greab. Repriza secundă a aparținut tot constanțenilor, care și-au creat ocazii importante și au înscris încă o dată prin Adrian Petre, în minutul 62, care la prima sa atingere a balonului după introducerea pe teren a reluat din 3 metri o pasă de la Artean. Grație acestui succes, Farul acumulează 28 de puncte și se menține pe locul 5 în clasament. În următoarea rundă, Marinarii primesc la Ovidiu vizita celor de la Universitatea Craiova, formația aflată pe locul 3 al clasamentului la 8 lungimi distanță.